Echipele Societății Horticultura SA au intervenit în Parcul Poporului din Timișoara pentru câteva lucrări de toaletare și întreținere necesare. A fost tăiat un copac uscat, iar alți 4 arbori uscați vor fi și ei tăiați. De asemenea, se vor tăia 2 arbori bolnavi, pentru care există aviz cu recomandare de tăiere de la Agenția de Mediu. În locul lor vor fi plantați stejari cu înălțimea de 2-3 metri, când vremea va permite. Primăria municipiului Timișoara face eforturi de a întreține și extinde spațiul verde din oraș. Tăierile care se execută sunt justificate și necesare.